Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la ora știrilor. Unii consumatori au primit factura pentru gaz cu unele erori. Despre asta a anunțat șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, care susține că au fost identificate cazuri când gradul de vulnerabilitate indicat în nota de plată diferă de statutul stabilit de guvern prin intermediul platformei compensații.gov.md. Furnizorul îndeamnă totuși consumatorii să achite sumele indicate în facturile din noiembrie. Erorile financiare indicate vor fi considerate ca plată în avans, iar recalcularea efectuată se va reflecta în factura pentru luna decembrie, care va fi expediată în ianuarie. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, până la 24 noiembrie, aproape 700.000 de familii au solicitat compensații. Guvernul a stabilit 5 grade de vulnerabilitate, de la foarte ridicat la non-vulnerabil. În cazul gazelor naturale, statul va compensa tariful pentru 180 de metri cubi lunar, iar prețul final achitat de consumator va fi de la 12 la 24 de lei pentru un metru cub în funcție de categoria de vulnerabilitate. În prezent, moldovenii achită 29 de lei per metru cub de gaze. Asociația Forța Fermierilor este indignată de faptul că proiectul legii bugetului pentru anul 2023 prevede micșorarea cu aproape 15% a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii. Potrivit membrilor asociației, documentul a fost aprobat în grabă, iar reprezentanții agricultorilor nu au putut discuta despre problema finanțării sectorului în care activează. În acest sens, ei cer o întâlnire urgentă cu membrii comisiilor parlamentare pentru agricultură, cu cei din Comisia Economie, Buget și Finanțe și cu participarea miniștrilor agriculturii și finanțelor, la care să fie dezbătută problema subvenționării sectorului agricol pentru anul viitor. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor susține că în situația unui șoc economic la care a fost supusă agricultura în acest an, în urma secetei, a războiului, a restricțiilor din partea Rusiei, precum și a scumpirii carburanților, autoritățile au decis să micșoreze bugetul destinat acestei ramure. În primul rând, noi suntem consternați, nemulțumiți și revoltați de modul în care a fost aprobat ieri proiectul legii bugetului pentru 2023 după consultări publice care au durat 3 ore. Și acest proiect prevede micșorarea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii cu circa 15%. Și noi, reprezentanții fermierilor, am fost lipsiți de dreptul să discutăm acest subiect extrem de important în condițiile în care datoriile pentru anul 2022 se cifrează aproximativ cu 1.200.000.000. Astfel, pentru anul viitor, agricultura va fi finanțată cu 300.000.000. În context, Forța Fermierilor face apel la comisiile de profil, dar și la Ministerul Agriculturii și cel al Finanțelor pentru a discuta acest subiect. Și acum, de urgență, cerem discuție la platforma parlamentară. Am cerut azi întâlnirea promptă cu Comisia Parlamentară pentru Agricultură și cea pentru Finanțe, Buget și Economie, cu participarea exponenților guvernului, desigur. Contactat de TV6 pentru o reacție, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, Alexandru Trupca, ne-a scris într-un mesaj că tot ce ține de legea bugetului și politica bugetar-fiscală e domeniul de responsabilitate al Ministerului Finanțelor și a Guvernului, precizând că deocamdată nu a reușit să analizeze în detalii documentul. Totodată, Trupca ne-a spus că cel mai probabil va avea loc o ședință cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, cu participarea membrilor Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Finanțelor, Cristina Nicolau, ne-a spus că dacă ședința va fi organizată și ministrul va fi invitat, reprezentanții instituției vor merge pentru a discuta această problemă. Ministrul Agriculturii, Vasile Bolea, a declarat pentru TV6 că bugetul pentru AIPA, care gestionează resursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii, nu a fost micșorat cu niciun leu.
Deci noi avem acum o problemă, trebuie să ieșim din iarnă cu toată țara, cu toți 2,5 milioane de locuitori ai Republicii Moldova. Și dacă vom ieși cu bine și vom avea posibilitatea să reducem din cheltuielile pentru compensarea cetățenilor, la rectificarea din primăvară vom reveni. Dar bugetul pentru AIPA nu a fost micșorat nici cu un leuț. Vorbim de 1.500 milioane de lei. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, nu ne-a răspuns deocamdată la mesajul expediat. Potrivit proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2023, guvernul alocă Ministerului Agriculturii 2,2 miliarde de lei, în comparație cu 2,7 miliarde cât a fost în acest an, sau cu 550 de milioane de lei mai puțin. Și la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, condus de Andrei Spânu, bugetul s-a redus cu 1,5 miliarde de lei, mai exact de la 6,1 miliarde de lei la 4,6 miliarde de lei. În schimb, documentul prevede creșterea bugetelor pentru alte ministere. Primul în top este Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu un buget de 5,9 miliarde de lei, în creștere cu 2,9 miliarde de lei față de anul curent. O atenție sporită se va acorda domeniului apărării, care va primi de la bugetul de stat 1,6 miliarde de lei, cu 650 de milioane mai mult comparativ cu 2022. Ministerul Sănătății va avea anul viitor un buget de 2,4 miliarde de lei, în creștere cu 318 milioane de lei, iar MAI va beneficia de un buget de 4,3 miliarde de lei, în creștere cu 272 de milioane de lei. La educație vor fi alocați 3 miliarde de lei, iar la Ministerul Justiției bugetul va fi de 1 miliard de lei. Și la Ministerul Finanțelor bugetul va fi în creștere cu 87 de milioane de lei, și va constitui 1,6 miliarde de lei. Noi alertă cu bombă în capitală. Poliția susține că a fost sesizată astăzi despre amplasarea unor obiecte explozive în mai multe instituții de învățământ din țară. La o parte dintre ele, verificările s-au încheiat, iar informațiile s-au dovedit a fi false. Serviciile specializate verifică acum restul imobilelor. Falsă a fost și sesizarea din această dimineață despre minarea judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani și curții de apel. Ieri, poliția a inițiat un proces penal pentru comunicare mincinoasă, precum că sediul ambasadei Ucrainei din Republica Moldova ar fi fost minat. Oamenii legii au fost sesizați aseară prin intermediul serviciului unic 112 despre un mesaj parvenit pe e-mailul instituției diplomatice. În urma verificării clădirii, alerta s-a dovedit a fi falsă. Obiecte suspecte ori explozibile nu au fost depistate. Polițiștii încearcă să identifice autorii apelurilor. Ultima alertă cu bombă a fost în 2 decembrie, când persoane necunoscute au comunicat despre minarea clădirii aeroportului. Din cauza că în ultimii ani apar din ce în ce mai multe astfel de mesaje, Ministerul de Interne a propus înăsprirea pedepsei. Dacă propunerea va fi aprobată de Parlament, persoanele vinovate vor fi pasibile de până la 12 ani de închisoare și până la 150.000 de lei amendă. Fostul șef de la Calea Ferată din Moldova, Iurie Topal, extradat anterior din Belgia, rămâne în arest preventiv, anunță Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale într-un comunicat de presă. Asta după ce Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocaților acestuia și a lăsat în vigoare decizia primei instanțe, care a dictat săptămâna trecută 30 de zile de arest preventiv. Procurorii anunță că urmărirea penală continuă în vederea accelerării trimiterii dosarului în judecată. La începutul lunii noiembrie, el a fost extradat autorităților de la Chișinău în baza unui mandat de arestare emis încă în iulie anul trecut. Potrivit unui raport al Serviciului de Informație și Securitate, fostului director al CSM, CFM, i se incriminează abuz de serviciu în interesele unui grup criminal organizat și managementul defectuos al întreprinderii în perioada 2015-2019. Potrivit procurorilor, Calea Ferată Moldova ar fi fost prejudiciată cu 250 de milioane de lei. Anterior, procuratura a anunțat că au fost aplicate sechestre pe proprietățile și activele lui Topală, precum și ale altor figuranți din dosar, în valoare de 25
25 de milioane de lei. Iurie Topal a respins toate acuzațiile și susține că întreprinderea de stat Calaferat a avut doar de câștigat în perioada administrației sale. Trei muncitori au avut nevoie de ajutorul medicilor după ce microbuzul în care se aflau a fost tamponat de o mașină. Accidentul s-a produs în Raionul Florești, iar la Soroca au avut loc tocmai trei accidente de dimineață. În toate cazurile, incidentele s-ar fi produs din cauza ceții, dar și a poleiului. Respectiv, poliția de patrulare a venit cu un șir de recomandări pentru cei care au pornit la drum. Potrivit poliției, accidentul cu o implicare a microbuzului de pasager s-a produs în jurul orei 7 dimineața, în preajma satului Gura Crăinarului, Raionul Florești. Automobilul de marca Volkswagen, condus de un bărbat de 63 de ani, ar fi ieșit fără a se asigura la depășirea unui autocamion de mare tonaj. În timpul depășirii, pe banda opusă de circulație, s-a ciocnit frontal cu microbuzul de marca Mercedes, care era condus regulamentar de un bărbat de 64 de ani. Potrivit oamenilor legii, în microbuz se aflau muncitori, trei dintre care au avut nevoie de îngrijiri medicale. La ora actuală este internat doar un singur pacient care este de gravitate medie. În rest, restul pacienților ambulator au fost transmiși la tratament ambulator. Poliția susține că după ce au fost supuși alcool testului, s-a constatat că ambii șoferi nu consumase băuturi alcoolice. Alte trei accidente s-au produs în jurul orei 9 pe traseul R14, în apropiere de Rublenița, Raionul Soroca. În unul dintre acestea, un șofer care conducea un microbuz a tamponat din spate un tir. În celelalte două incidente au fost implicate alte patru mașini și niciuna dintre persoanele aflate în ele nu a avut nevoie de ajutorul medicilor, mai spune poliția, care precizează că accidentele s-ar fi produs din cauza ceții și a poleiului. Cauza ar fi ignorarea de către conducătorii de vehicule a situației rutiere și anume condiții meteo nefavorabile, unde partea carosabilă era acoperită cu ghețuș, precum și neadoptarea vitezei de circulație la condițiile meteorologice, totodată nerespectarea distanței, adică spațiul dintre vehicule. Un nor alb, iar pe alocuri foarte dens, s-a lăsat deasupra țării în această dimineață, care a redus cu mult vizibilitatea pe drumuri. Șoferii ne-au spus că în asemenea momente ei circulă cu viteză redusă și că păstrează o distanță mai mare față de celelalte vehicule din trafic. Pe trasee este mai dificil pentru că acolo e viteza de plasare mai mare și respectiv trebuie să fii mai atent. În oraș cât de cât este bine și anume că este pe regiune. Iată, Bunăoara aici în regiunea Gării de Sud este mai densă, dar în oraș este bine. Și șoferii de linie care au pornit în drum din sudul țării spre capitală ne-au povestit că s-au deplasat cu prudență maximă. Ceață, e mare ceață, e greu de mers. E ca nici nu te ajută. Sigur, este greu. Cu ochelari sau fără ochelari, cum e mai bine de mers? Cu ceața e aceeași situație. Respectăm regulile, ne oprim la trecerile pietonale. Dar de unde ați venit de dimineață? Din Cantemir, satul Câietu. Și ceața am avut de dimineață și ploaie, de toate am avut. În această dimineață, poliția de patrulare a venit cu un șir de recomandări pentru șoferi și pietoni pentru a fi evitate accidentele cauzate de condițiile meteorologice. Pe o vreme ca asta, folosirea luminilor de întâlnire împreună cu cele anti-ceață sunt esențiale. Mărește distanța în mers față de mașina din față. Redu viteza și nu ieși la depășire fără să te asiguri. În caz că rămâneți în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie așezate la o distanță mai mare de autovehicul decât în condiții normale. Dacă ești pieton, deplasează-te pe trotuar și asigură-te cu mare atenție atunci când intenționezi să traversezi strada. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, fenomenul meteo va fi observat și pe parcursul următoarelor zile. Practic, vizibilitatea este în linie generală de 500 de metri, avem doar pe locuri de 200 de metri, dar și luând în considerare că deja dimineața practic se termină, această ceață treptat se dispersează și spre seară ea va începe din nou și pentru noaptea următoare și inclusiv dimineața următoare, ne așteptăm iar să avem ceață
Specialiștii spun că acesta este unul normal pentru această perioadă, însă dacă va continua, vor emite un cod galben de ceață. Pe final de jurnal avem o informație de ultimă oră. Energia electrică pentru consumatorii Premier Energy și Feyenoord se va ieftini. Acum câteva minute, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a decis micșorarea tarifului la curent după ce cele două companii au depus astăzi cerere în acest sens și a fost examinată în regim de urgență. Astfel, consumatorii de servicii de Premier Energy vor achita 4,62 lei, iar Feyenoord 5,35 lei per kilowattoră. Tarifele intră în vigoare de astăzi. Amintim că în data de 5 decembrie, Comisia pentru Situație Excepțională a dispus revizuirea tarifelor la curent și a obligat furnizorii să depună solicitări la ENRE în termen de o zi de la semnarea contractului de procurare a energiei cu termocentrala de la Cuciurgan. Tot luni, vicepremierul Andrei Spânu spunea că tarifele ar putea fi micșorate cu 25%, iar marți a declarat că acestea ar urma să scadă și în luna ianuarie, în cazul în care acordul cu Moldgres va fi în vigoare. Energocom a semnat la finele săptămânii trecute contractul de livrare a energiei electrice cu centrala de la Cuciurgan, care s-a angajat să furnizeze în decembrie aproximativ 204.000 de megawatts pe malul drept al Nistrului la prețul de 73 de dolari. În prezent, țara noastră cumpără energie electrică din România cu 90 de euro pentru un megawatt, dar și de pe piața internațională prin licitație și în regim de avarie la prețul mediu de 231 de euro per megawatt. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu vă dau întâlnire cu noi informații la ora 18 și 45 de minute. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!